și bine ați venit la Profonar cu probleme de matematică. Așa este, dragilor, bine ați venit. Părim treaba, deci tema pentru acasă. Clasa 4. Clasa a... 4. 4. Ca să ne calculeze. Stai. Așa. 2x. Să se calculeze. Două puncte. Deci 2x. Minus y plus z. Minus 6. Da. Știind că. Așa, știind. Că. 3 ori x minus 5 egal cu 70. 3 ori x minus 5 egal cu 70. 200 plus 4 ori y. Egal cu? Egal cu 400. Da. Și z minus 2. Totul ori 5. Totul de mult sigur. Da, da, da. Totul ori 5. Da, da. Plus 7. Egal cu 27. Cam atât, da? Da. Da? Perfect. Așa. Hai să vă gândiți, vă rog, cu copii un pic. Ia de un pic. Deci știu, se calculeze. Știu cum să-l aflu pe Z. Să te calculeze aia știind că. Știu cum să-l aflu pe Z. Facem Z este egal. Z. Deci poți să fac? 20. Am crezut că mai aveți prea voi. Bătuiesc? Știu cum să-l aflu pe Z. Știi cum să-l aflu pe Z? Z este egal cu 27 minus 7, adică 20, 20 împărțit la 5, 4, și Z este egal cu 4 plus 2, adică Z este egal cu 6. Deci îl putem afla pe Z de aici, da? De acord, auzi. Da? De acord. Așa. Ai dat-o cheie. Și putem să-l aflăm și pe X. 7, și 7 plus 5, și pe aici. 7 plus 5, 75, și 75 împărțit la 3, care ne dă 20... Da, deci 5. X egal 25. X egal cu 25. Și putem să-l aflăm și pe Y, dacă o luăm așa. Da. Așa. Facem 400 minus 200, 200 și facem 200 împărțit la 4. Perfect. Adică putem să știm pe X, Y și Z și odată știm X, Y, Z, nu ne rămâne să locuim. Da. Mă conduci. Aflăm mai întâi pe Z sau pe 5? Nu, pe X. Pe exemplu. Pe da. Facem 70. Mai nou, echivalent. Echivalent. Echivalent cu? 70. Nu. 3 ori. X. Da, 3 ori X. Minus 5. Egal. Egal cu? Cu 70. Plus 5. Echivalent. Echivalent cu I. 3 ori X. 3 ori X. Egal, egal cu? Cu 75. Da. X egal. De unde rezultă? Că X, așa scrieți, X, X egal. Rezultă. Da, rezultă 75. X egal cu? X egal cu 75 împărțit la 3. Și egal cu? Și egal cu? 25. Te rog pe tine acum, Daria. Așa. Îl aflăm pe Y. Și 4Y. Deci 4Y. Este egal cu 400 minus 200. Corect. Echivalent. Și asta rezultă că... Echivalent, da. 4Y este egal cu 200. Da. Și atunci Y este egal cu 200 împărțit la 4 și atunci Y este egal cu 50. Egal cu 50. Bun. Davide, pentru Z. Z minus 2 în paranteză. Z minus 2 în paranteză. Ori 5. Da. Egal. Da, este egal cu 27 minus 7. 27. Minus 7. Minus 7. Și 7. Echivalent. Echivalent la 7 minus 2 ori 5. Egal Z minus 2. Z minus 2. 2 ori 5. Ori 5. Egal cu 20. 20. Echivalent. Echivalent cu... Z împărțit la minus 2. Z minus 2 egal cu? Egal cu 20 împărțit la 5. Echivalent cu Daria? 20 împărțit la 5
Nu, da, așa. Z minus 2 este egal cu 4 și atunci Z este egal cu 4 plus 2 și Z este egal cu 6. 4 plus 2, Z egal cu 6. Și, Davide, ne ducem la ceea ce ni se cerea să calculăm. Și spunem acum. 2X minus Y. Hai, te rog, vorbește. Stai puțin că 2X sau 2... Da. Dar putem spune direct? Păi nu. Nu mai e. Zicem 2X minus... 2X minus Y. Plus Z. Plus Z. Minus 6. Minus 6. Egal cu semnul de întrebare. Egal cu, dar de sub spunem, X-ul cât este? 25. X-ul este 25, adică... 25, vom spune, deci Y-ul este egal cu... Y-ul egal cu 50 și Z-ul egal cu 6. Așa. Și acum continuăm aici. 25 ori 2, care ne dă 50. Egal cu 2 ori 25, așa trebuie să scriem, ca să vadă tot omul. 25. Minus. Minus. 50. Da. Minus 6. Da. Minus 6. Egal cu Daria? 50 plus 6 minus 6, care este egal cu 50 minus 50 plus 50 0. Minus 50 plus 0, 0, care ne dă 0. Egal cu 0. Și cu asta am răspuns la exercițiul acesta, da? Deci atenție, atenție cu un redactor, da? Aici puteam să mărim un pic ritmul de la redactare. Adică 70 plus 5 puteam da 75, deodată, puteam și sărim peste etapa asta. Însă am făcut-o rar, clar, ca să poată să fie urmărită de oricine, de orice copil. Eu cred că a greșit. Unde a greșit? Acolo, 50 minus 50 plus 0, de ce se facă 6 minus 6? De ce se facă 6? 6 minus 6, cât este? Nu este 0? Ea a făcut data. Păi dacă făceam... Ea a zis, n-are rost să mai scriu încă o dată 6 minus 6. A, da. Da? Deci a văzut că este fără rost. De aceea a scris rezultatul, a făcut calculul. De aici a zis 2 ori 25 face 50, da? 50 minus 50. Așa, bun. Altă ieșiți-o? Da, da, aflați restul împărțirii numărului. Restul împărțirii numărului, dar descrie bune. Să-ți vedeți acum cu oameni și cu beșuri. Restul împărțirii numărului. 1 ori 2 ori 3 ori și acum mai departe ori 8. Da. La 14. Împărțirea 14, cred că trebuie să punem 1 până la 8. 1 ori 2 ori 3 ori 4. Nu e important asta. Daria, înmulțirea este și asociativă. Îi asociezi cum, îi comuți, da. Nu este influențată. Deci, 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, dacă vrei să scrii pe toți. Ori 6, ori 7, ori 8, ori 8. Totul de împărțit la 14. Egal cu. Te rog să vorbești, Daria? Păi, eu putem să ne luăm după suma lui Gauss. Dar nu-i suma aici. A, da. E înmulțire. Păi, atunci putem să facem... 8 ori 1, 7 ori 2, 3 ori 6, 5 ori 4. Putem să facem și așa. Deci 8 ori 1. 8 plus 14 plus 8 plus 14. Dar nu-i plus, da, ori. Deci 8 ori 14. 8 ori 14. Ori cât ai zis tu acolo, ori 3 ori 6, 18 ori 20, nu? 4 ori 5, 20. Tu ai altă idee? Nu e ușor. Facem... Ea a avut așa, să fac 1 ori 8, da? 2 ori 7, 3 ori 5, 6, 4 ori 5. Și pe urmă ce ne dă, iar ne mulțim încă o dată. Cam așa ai vrut să zici, nu? Dar în final te interesează să facem toată mulțirea aceea. 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6 ori 7 ori 8. Dar vede, tu ce părere ai? Eu aș face mai întâi 1 ori 6. 1 ori 6. După aia 2 ori 5. 2 ori 5. După aia 3 ori 4. 3 ori 4. Și după aia 7 ori 8. Nu, nu mai rămas. Da, e important. Deci tot se face calculul. Deci ideea ta rămâne aceeași, Daria, să facem calculul până la capăt. Nu, am putea să ne împărțim de 14 la 1, apoi pe 14 la 2, apoi pe 14 la 3. Deci pe 14 la 1 să ne împărțim? Da, apoi la 14. Dar eu văd că ăsta e însă parte la 14.
Cum spui tu, păi 14 împărțit la 1, 14 împărțit la 2? Păi, pentru că noi, cele dacă le-am înmulțit, am împărțit pe toate la 14, dar noi putem acum... am putea să facem 14 părți la 1, 14 părți la 2 și da, ce da, dar stai că nu te înțeleg, nu sunt eu atent. Da? Nu sunt eu atent. Cum să faci tu pe 14 părți la 1, 14 părți la 2? Ce vrei să spui? Că nu, tot nu te înțeleg. Păi, noi dacă am înmulțit toate cele numere... Dă un număr mare. Da. Și îl împărțim la 14 mai la cel mai mare. Dar acum putem să împărțim pe 14 la fiecare dintre ele. Și ce ne-ar rămâne acolo să fie restul și noi apoi adunăm restul. Faci așa niște construcții, inventezi ceva aici. Nu. Dar care e logica? 14 împărțit la 1. Se poate face 14 împărțit la 1? Da. Face 14. Da. 14 împărțit la 2? 7. 7. 14 împărțit la 3? Da, dar nu se face. Dar noi, restul care ne dă acolo, îl ținem minte, îl punem așa și apoi îl adunăm. Măi, da. Că nouă ne spune să găsim restul. Dar nu spune să găsească, să găsească aici? Restul împărțirii, da? Restul împărțirii, da. Da. Dar dacă acel rest este zero sau știu, totuși nu înțeleg cum să împarți pe fiecare la 14 și spune să adun restul. Mai încă o altă idee, să adun restul de ori. Nu e nicio logică în tot ce spui. Deci avem varianta. Calculul în totalitate al numărului. Cum facem fiecare dintre noi, rămâne o problemă. Da? Dar până să facem chestia asta, aș vrea să facem următorul. Atenție, Davide, și tu un pic. Toată lumea este atentă, amândoi, Davide. Tu ce faci? Te-ai apucat de mulțime, da? Da, gata, te-ai terminat mulțimea. Dar îmi pare rău că nu s-a oprit aici. Exact. Eu m-aș fi oprit la 100. Exact. Adică 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 7 ori 8 ori 9 ori 10 ori 11 ori 12 ori 13 până la 100. Exact. Ca să nu poți să faci. Ca să stai tu până dimineața să faci mulțirea asta. Și să nu, să apară un număr enorm de mare. Exact. Enorm de mare. Aproape nici nu poți să scrii. Înțelegi tu? Atât de mare este. De aceea. Ia ascultați-mi. De aceea. Vreau să vă urmăriți următoarea poveste. Spuneți-mi cât facem 2 ori 3 ori 4 ori 5 împărțit la 2. Păi 20 ori 26 împărțit la 2. Cum e 26, mă? Cum face 26, mă? 2 ori 3? 6. 2 ori 6 ori 4? Am promis eu l-am grupat. Cum ai zis? Păi, au. Am văzut că e mijloc, e 4, e plus. Dar nici vorbim puțin. 120 împărțit la 2. 120 împărțit la 2, da? Da. Așa vine? Da. Face 2 ori 3 ori 4 ori 5. Ia ascultați. Adică 2 ori 5 ar face cât 10, 3 ori 4, 12. 12. Deci face cât? Așa. 120. Deci e echivalent, cum a spune, 120 împărțit la 2. Și cât este? 60. Cu 60. De acord. Dar am muncit, mă, am muncit mult. Eu aș face altfel. Ia uitați-vă la domnul profesor Daia. Știți cum aș face? Observ că unul din ei se împarte exact la 2. Adică 2 se împarte la 2. Și am terminat cu mărțirea. Și am terminat-o. Și 4 se împarte la 2. Și 4 s-a împărțit la 2. Dar atunci... Are 2 de 2 în el. Și atunci dacă mă duc... Hotărăsc la unul din ei. Atenție! Unul din ei mi-e suficient. Și 2 împărțit la 2 face 1, da? Da. Și mi-a rămas 3 ori 4 ori 5 la mulțire. Rezultatul? Da. 3 ori 4, 12, ori 5, 60. Rezultatul 60. Deci nu trebuie să mă apuc să mulțesc și pe urmă să împart. Dacă am un produs de mai mulți factori, copii, este foarte tare ce vă spun acum. Deci dacă am un produs de mai mulți factori și trebuie să împart la cineva, mă interesez dacă găsesc unul din factori care să se împarte exact la ăla, da? Și toată treaba este perfectă. Adică, ori îl împart pe 2 la 2 și pe urmă ce îmi rămâne, îmi mulțesc. Și îmi dă rezultatul. Ori îl împart pe 4 la 2 și 4 împărțit la 2 face 2. Da. Da? Face 4 împărțit la 2 face 2.
Dă ori 2 face 4, ori 5, 20 și ori 3, 60. Tot aceeași rezultat. Da. Dar nu pe, nu pe la, îl împar și pe 4 și pe 2, la 2. Atenție, unul din factori. Unul din factori. Și mai de treaba, da? Da, profesor. Dar acum... Dacă ne întoarcem sus, noi n-avem. Nu ne mai întoarcem încă. Nu, încă nu ne întoarcem acolo. Nu ne întoarcem acolo. Dar urmărește-mă. Dacă spun așa, 2 ori 3 ori 4 ori 5 împărțit la 6, cât fac? 2 ori 3 ori 4 ori 5 împărțit la 6, cât fac? Păi luăm pe 2 și pe 3. Cam în 2 se împart la 6. E, atenție, n-ai avut un 2 și un 3 aici, da? N-ai avut un 2 și un... ca mai înainte, 2, da? Doi componențe. Dar ai căutat din 2 dintre ei să-ți facă datoria. Da. Și ai căzit 2 ori 3 fac 6, 6 se împarte la 6 și au rămas 4 ori 5, 20. Răspunsul e 20. Ai înțeles, Davine? Da. Ia să vedem. Deci în loc, în loc să muncesc, păi da, în loc să muncesc eu așa de mult și să fac rezultatul și tu nu se împart, să împrățesc per timp. Am făcut tot. Da? Da? Tu ai făcut, dar nu ăsta e secretul. Tu ai făcut înmulțirea. Că ți-am spus, dacă ți-ar fi dat până la 100... Ce făceai? Ce făceai? Hai, Doamne, învață șmecheria asta care te învață Dumnezeu. Loc să fie adevărat șmecherii, tu ești încântat că ai făcut înmulțirea. Păi nu fi încântat, că tocmai ai muncit aici. Și ai și riscat să găsiți toată înmulțirea pe acolo, da? Deci de aceea nu o să mai mulțim de acum. O să fim foarte șmecheri. Ia să văd acum ce faceți la ia, uitați-vă. 2 ori 3 ori 4 ori 5 împărțit la, hai să spunem, la 12. La 12. Cât fac? 3 ori 4. Faci 3 ori 4 și-o rezolvat treaba al 12. 10! Faci 2 ori 5, 10. Ai văzut, Javi, de ce regdă-mi nu mai trebuie să facem o mulțime la 2, 3, 6, 6, 4, 24. Și acum, ia, uitați-vă voi aici. Cât este rezultatul de aici? Stați. Stau, stau. E 6, 7, 3, 2, 0. Nu, David, tu nu înțelegi. Învață șmecheria după șmecheria care v-a învățat domn profesor. De ce refuz tu, bă, ce l-a arătat? Păi tu, n-ai încredere în mine? Cât ori cât fac pe aici, David. David. Hai, urmărește aici. Hai, te lăși tu lângă mine. De ce nu vreți să nu facem treaba? Cât ori cât fac 14, te-am întrebat. Păi, 7 și cu 2. 7 ori 2. 7 ori 2. 7 ori 2. Da, deci 7 și pe 2 îl tăiem. 7 și 2 o acoperi pe 14. Și acum rezultatul este ce rămas ne... Adică... facem 8 ori 5, 4, 40 ori 4. Dar nu mă interesează, să spun că cine este egal. Egal cu 3 ori 4 ori 5 ori 6 și ori 8. Atât ori 1. Ori 1. Ei, ori 1 nu se mai pune. Să pui tu. Că ori 1, 3 ori 1 fac 3. Să orice număr ori 1 face număr respectiv. 480. Deci rezultatul este? 480. Zice că e 480, David, să verificăm. 4 ori 5 fac 20. 20. Eu am făcut... Tu ai făcut cum? Am făcut 5 ori 8 care îmi dă 40, 40 ori 4. Deci 40, 40 ai spus așa. 40, apoi 40 ori 4. 3 ori 4, 12. 160. 40 ori 4, ai zis așa, da, 160. Și apoi ne mai rămâne 3 ori 6 care dă 18 și 160 plus 18. 160 ori 18. Atenție! 160 ori 18 și vezi cât îți dă. 480. Ia fă-te un cărăt. Păi, dacă facem 160 ori 10, ori 3. Deci numai dacă ori 10 fac 1600, dar ori 18 care se apropie de... De 20, aproape 3.000. Păi, aici trebuie să fim foarte atenți, nu ne jucăm copii. Da? Deci 160 ori 160 ori 18 ori 18 și e dat cum? 2880. 6 ori 48, 8 și 4, 8 ori 1 și 4 și 12, 1 ori 6, 6. Da? 1 ori 6, 6 și 1 ori 1, 1. Și
face 08-8-2880. Da, 2880. Aproape 3000. Aproape 3000. Când am mai... David, ai mulțit atâta ți-o dat? O, mi-a dat... Vreo 16320. Și acum trebuie să împarți la 14. Și ai împărțit la 14? Da, învățe. Ia să vezi ce câte muncă. Și îmi place că o făcut așa. Dar chiar e multă muncă. Cât ai zis tu? Cât ai zis? 6-7-3-2-0. 6-7-3-2-0. Acum e și mai greu. Îmi împărțit la 14. Păi mai doar am mai mulțit și el trebuie să împartă. Păi asta este secretul. De ce m-am străduit atâta să vă comunic? Să facem tot calculul ăla, apoi îl împărțim. Păi aici e povestea, da. Și înapoi e mult mai ușor. Hai să vedem, 14-67, hai să vedem, hai să vedem. Dar să tu mai atrăsa la atenție și că a și greșit. A și muncit și a și greșit. 14-67? De 4 ore. Cred că și merge de 5 ore, zi. Nu, de 5. 5 ori 4, 20, îl depășește. Da. 70 ar face. De 4 ore. 4 ori 4, 16. Hai, fă, ce-ți împărțirea, m-au lăsat numai pe mine. Mă, numai pe mine m-au lăsat să muncesc. Ok, ok, mă arăt cum e. Hai, Daria. Chiar pe tine te rog să mă arăt. Eu? Da. De 67.320 împărți la 14. 20. Păi intră de cu 4 ori, 4 ori 4, 16, 4 ori 1, 4 și cu 1, 56, da. Scădem și ne dă 11 și coborâm pe 3, 113 ar intra cam de 6 ori. Hai să punem 6. E 6 ori, da? 6 ori 4, 24, 6 ori 1, 6. Și 6 plus 2, 8. Eu sunt care mai intau. Dacă... Ia să vedem ce restul îmi dă. 4 din 13, 9. 2. 29. Și când ai restul mai mic decât împărțitorul, copii, este semn că n-ai făcut o treabă bună. Deci merge de 7, o să încerc, da? Ia să vedem 7. 7, 4, 28. 8. 7, 1, 7. Plus 2, 90 și... Da, așa, da. 90 da, și 8. Da. Și atunci o să ne dea 3 minus 8, 5. Da. Și așa avem 0 minus 9, care nu se poate zice minus 9 și ne dă 15. Bun. Și tot e mai mare decât împărțitorul. Tot mai mare. Și nu ar mai intra. Și mai merge de 8 ore. 8 ore. 8 ori 4, 32. Da. 8 ori 1, 8 plus 3, 12. Și nu merge pentru că 12 nu se poate. Cum încă o dată? Păi, deci 8 ori 4, 20, 32. 8 ori 1, 8 cu 3. 11. 11, nu 12. Așa, 11. 11, da, atenție multă. 1 și da. Ne dă 1. 1. Și îl coborâm pe 2. Îl coborâm pe 2, da. Davide, și nu acum. Intră, Javi. Și nu intră, punem 0. Așa. Mai coborâm 0. Da. Și nu faci niciodată. Da. Și nu faci niciodată, Davide, pentru că tu ai greșit la mulțire. Iată că după ideea ta să faci mulțirea toată și ce încântat erai tu, că tu ai ieșit în față, că ai mulțit, ai și greșit. De aceea, șmecheria care am pus-o la punct trebuie atât de bine fixată în mintea ta, încât spun, nu mai fac eu niciodată așa, că și greșesc și pierd și mult timp. Sunt și trebuie să fac împărțirea asta care îmi place. Și după și împărțirea. Hai să fiu la tot timpul atent la șmecherii. Hai să notez așa, șmecherie de la Prof Online. Șmecherii de la Prof Online. Da, șmecherii de la Prof Online. Hai că mă joc acum, că deschis terenul foarte bine pentru chestiuni frumoase. Pentru că... Am adus Euclid, doctor. Era imposibil. Da. Chiar dacă e de-a treia? E de-a cincea. Cincea. Da. Ăsta e de-a cincea? Dar nu... Dar e începutul, e clasa a patra, acolo chiar începutul, da? Deci sunt chestiuni care sunt... Se pretează la ce discutăm noi acum. Nu sunt potriva. Nu vă depășesc. E începutul, nu?
Ia să vedem așa, copii. Vreau să vedeți așa, că 7 ori 8 ori 9 ori 10 ori 11 ori 12 ori 13 ori 14. Da. Să arătăm că numărul ăsta se divide la 2. La 120. Adică că se împarte. Da, se împarte. Se divide, ea speriat. Nu, nu, nu. Se împarte. La 120. La 120. Nu. Nu. La 90. Nu, domnul profesor. 210. Așa. Să arătăm că se divide, se împarte la 210. Oh, și când da. Acolo 210? 210. Oh my gosh. Păi, acolo avem 140 și să luăm 120 ori 7. Hai că suntem atenți și prindem șmecherea. Nu, am făcut 11 ori 12 și aproape dădea. 11 ori 12, aproape dădea, dar nu prea dădea. Păi să știi că trebuie să rămânțim cu 10 pentru că trebuie să dea 0 la sfârșit. Da. Și dacă luăm ce... nu. Deci trebuie să ne lăsați... Le-a dat-o cam grea, domnul profesor. Nu, nu contează. Băi, isteți, și fetițe isteți, și ele se prind, ele se prind foarte repede. Da. Hai să vedem 210 ăsta. Stau. Ce-am văzut de mulțit. Da. Iară? Deci nu vine să cred în 200, deci nu de 210, dar de 810, deci vedeți, sunt foarte departe. Da, ești foarte departe. Hai să vedem departe. O problemă. 200... Stai, încă puțin. Da, e un pic de răbdare. Păi lasă că te duci pe acolo, poate nimeriți pe ele. Dar 210, hai acum să te acolo cu mine, ia uitați la domn profesor să vă învețe o șmecherie întâi. Da. Nu? Șmecherie 210, să scrie ca 21 ori 10. Ce, nu sunteți de acord cu mine? Ba da. Bă, dar ce ne dă nou acolo 210? Egal mai departe cum. Egal cu 3 ori 7 ori 10. Sunt de acord. Dar noi nu avem 3. N-au 3, asta e. N-aveți 3-ul. De la 9. Dar 7 l-aveți? Da. Da. Asta? 7 păi l-aveți? Păi cum nu l-ai pe 7? Pe 3 l-avem. Și pe 7 l-avem de la 14. Sigur că da. Și 7 l-avem. Și 10 l-avem. Da, și 7 l-avem. Și 7 ori avem pe 7 la început. Avem numai șanse foarte mari. Pe 3 l-avem de la 9. Dar luăm de la 9. Luăm de acolo. Da? Hai să scriem așa. Deci e echivalent. Echivalent, să grupăm ce avem repede așa, unul lângă altul, că mulțirea e și comutativă și asociativă. 7, 9, deci să spunem 7 ori 10, că avem și pe 10, uitați-l, avem 7, 10, ori luăm și un 3 din 9. Ori 3 și atunci ori acolo 3. O să rămână 6. Aici o să rămână 3, 6. Dacă am mușcat un... Și ne dă... Ori în continuare tot ce este neluat. 8 ori 8 ori 3. Dar de ce facem și în continuare? Păi da, să scriu numărul total. Pentru că eu mi-am așezat pe aia care am nevoie la început. Da? Davide, urmărești numărul ăsta? Da. Du-mă tu acum. Unde tu. Suntem? Ori 3. Da. Da. Ori 11, ori 12. Deci ori 11, ești mecher. Ori 11, ori 12, ori 13. Noi dădem 3. Și ori 14, da? Ce 3? Când tu n-ai fost atent, noi l-am luat pe 3 ca să-l ducem acolo. Și l-am luat din 9. Da, da. 93 de 3. Ei, băi, da, și dacă facem 9 împărțit la 3 de 3. Deci 3 de 3, mă, ai dreptate, mă. Bun. Bravo, mă, bravo. Deci au fost atenți și noi ne-am pătrit. Dar eu când v-am spus că dă 6, dumneavoastră a zis că dă 3. Am fost neatent eu, dar trebuia să insist foarte tare. 3 de 3, domn profesor.
3. Dar 3 ori 3 e 9. Cum 3 de 3? Hai să vedem ce facem. Lăsăm 2 așa să vedem ce merge. Cum 3 de 3? Nu-i 3 plus 3 plus 3, Davide, e 3 deci ori 3. Deci nu-i 6 plus 3. Că e 9 când îl împarți la 3, cât îți dă 9 împarți la 3? 3. 3 ori 3. E 3 ori 3. Da, da. Și dacă noi am luat un 3, de la pus aici în față, de a rămâne un 3, cum am spus acolo. Da? Deci corect este să rămână un 3. Nu-i plus. A, și așa. Acolo mi-ai deci este bine aici cum am făcut, da? Este bine aici. 8-ul. Deci pe 8 l-am scris. Pe 3 ăsta l-am scris, pe 10 l-am pus în față, pe un 3 l-am pus, 7 l-am pus și ori 11, ori 12, ori 13, ori 14, împărțit la 210, împărțit la 210. Este egal cu 20. Egal cu, hai să vedem ce tăiem. Ia să vedem. Păi tăiem pe 7, pe 10 și pe 3. Sigur, că și cu 210 ăsta, nu? Da, și ăsta de 210. Și acum trebuie să le înmulțim pe celelalte. Deci ne dă? Și ne lăsați pe noi să le înmulțim repede. Nu asta mă interesează, da. vă las, e bine să vă las. Deci 8 ori 3, ori 11, ori 12, ori 13 și ori 14. Vă rog să faceți înmulțirea, haideți. Cum credeți fiecare? Cât s-a dat, Davide? Da. Ai zis că le-ai deja făcut el. Îl lăsăm pe el, domnul profesor. Nu, nu, nu. Și tu. I-am făcut. Câte? Dă numărul. Mai întâi lăsați-l pe el. Mai vezi încă o dată, okay. Mai făcut de atâtea ori chestia asta. Când ți-ai creat timp și ai făcut mai repede, te mai uiți încă o dată să nu fii greșit. Cât să dau? 1, 2, 3, 5. Deci să-ți dau numărul cu 5-6 cifre. De 6 cifre. A, trebuie să facem calculul că sunt de numărul direct. Da. Tot. Deci, what? 6 cifre. Un număr de 6 cifre. Hai, cum așa? Am dat de ala, am dat de 5 cifre. Păi gândește cifre. Dar mi-am dat altfel. Păi uite, de ce? Al tăiei și 24. Da, știu. Păi vezi? Ai spus că am terminat exact. Și te uitai și... Da. Mă scuzați, eu am greșit. Da. Ne mai lăsați puțin? Sigur. Voi ați vrut vreo tot. Eu n-am vrut să faci mulțirea asta, voi ați vrut. Nu mai cred că stăm o jumătate de oră. Încă puțin, eu aproape am terminat. Iar pui presiune pe bietul Davide. Pui presiune, dar iar greșești. Face bine. Sigur că da. Dar observați că la mulțire și la împărțire au probleme, nu-mi probleme? Sigur că da. Dar nu la o idee finală, cam care ar fi numărul, de măcar de ce lungime. Și cât e de important aici să știți cam ce de lungime. Eu am zis de 6, dar s-ar putea să fie de 7, de 8 cifre. Dar lăsați-ne pe noi să vedem. Noi suntem copii deștepți. Și noi trebuie să vedem. Hai să vedeți. Ați zis 8 plus 6, uitați cât se face. Da. Băi, 48. Lui 8 mai trebuie un 2. A, 54. 54, bă, stai, ce ne blocă. Ce număr frumos dă din 6. Din 6 cifre, da? Ce număr frumos. Da. Dar lasă-ne pe noi. Dar nici nu ne socotim. Până la mâine avem stem. Mulțumim. Mai am foarte, extra puțin. Ne. Thank you.
dat, domn profesor? Nu te-a dat. 34. Nu-i bun. Cum mai este virgula mea? Cum adică? 5.056.824. Nu-i bun. Dar domn profesor, păi da cum? Dacă știi ce număr frumos vă dă, ia uitați. 576, 576, domn profesor. Lăsați-ne să vedem de cele două. Nu mai, gata. Ba, da, încă puțin. Dacă vedem timpul, rămâne acasă să faci asta. Exact. Cert este un lucru, că sesizăm, sunt greutăți la înmulțirea unor numere, când e vorba de mai multe numere de înmulțit. Și la împărțire. Și dacă mergem greu la înmulțire, la împărțire, și mai și. Da? Deci dacă vreți să facem apropo, ce v-aș propune acasă? Atenție! Aș propune așa, să luați două numere, 758 ori 39. Iar mulțiți repede, două numere. Iată, v-am luat așa, 758 ori 39. Hai să vedem. Da, și acum și-a greșit. Cum a făcut din ideea asta școală? 758 ori 39. Hai, că n-ai Mulțumesc că zici cu voce tare. Gata! Cât a dat? 29.562. Corect. 29.562. Acum, trebuie să împarți pe 29, deci este egal cu 29.000, nu? 568. Împărțit la 700. Deci 29.562 împărțit la 758. M-am dus. 758. O, domn profesor, dar e greu. Foarte greu. Ba, nu-i 39. Am crezut că-mi da 700. Și cât dă? 39. Ai făcut-o? Deci, atenție, dar acasă, copii. Acasă, vreau la asta să înțelegeți. Ca antrenament, luați două numerele, înmulțiți. Și până rezultatul, dacă l-ați făcut corect, veți constata. Rezultatul respectiv îl împărțiți la unul din factori. Deci vă dea celălalt. Și știi ce să-ți dea. Dar făcând acest antrenament repetat, 10 astfel de mulțiri. Atenție, vă dau tema. 10 ori 10? 10. Nu. Din astea, așa. Nu. Vi le dau eu ca să no! Mai bine. Eu nu fac 10 ori 10. 897. Nu e tema. 897 ori 543. Da? Da. 389 ori 403. 905 ori 479. Cât stați puțin, că nu suntem în pas. Dar nu-l faceți acum, da? Nu-l faci, mă. Numai decât scrieți de pe tablă. 905 ori 479. 189 ori 359. 473 ori 254. 913 ori 212. 437 ori 985. 238. 238. Ori 759, 2, 4, 6, 8, 4, 9 și 915, ori 327. Stătați-ne ultima, 10 ori 30. Da, 215. 215, da. Ori 100. Ori? 100. 298. 298. Astea sunt
Ce faceți? Le mulțiți, dar fără calculator. Vă rog să-mi faceți asta. Fără calculator, da. Să nu ai calculator. Nu, fără calculator. Dar nu vreau să le dați ideea asta, pentru că cum ei nu lucrează cu calculator. Nu, fără calculator. Da. Așa. După care, imediat, împart la pe rând. La pe rând. Deci la fiecare sunt două împărțiri. Păi, dar de ce nu rezultatul la rezultatul împărțit la 1 și voi știți că trebuie să vă dea dacă ați mulțit corect. Da. Sigur că da. Și până împărțiți și la celălalt. Antrenamentul mă interesează. Exact, mai. Asta câștigați voi. Nu că domnul profesor vă puneți să munciți. Asta o să câștigați. Vă dați drumul repede, nu mai greșiți. 75. Nu mai stai să 75 cât fac. 75. Nu mă, 7 plus 5. Când adune acolo la mulțire. Păi vedeți că voi aici, când zice domnul profesor plus sau ori, voi încurcați puțin. Am observat. Hai, vă iertăm. Da, antrenamentul mai facem da. Dintre astea. Da, acum facem. Bun, tot din astea, domnul profesor, sau îi dau? Am eu o idee să o finisez, să o finalizez în final, pentru că este important să sesizăm un lucru. Anume. Uite, uitați așa, am să scriu aici. 5 ori 6 ori 7 ori 8. Ori 9. Împărțit la 4. Plus 6 ori 7 ori 8 ori 9 ori 10 și plus 7 ori 8 ori 9 egal cu. Egal cu. Păi așa e mai ușor, domn profesor. Păi așa e chiar ușor. Păi faceți... Nu, să se arate că ăsta se împarte. Hai. Se împarte la... Deja știți egal, domn profesor. Ei, lasă că modifici. Să arate că numărul ăsta tot se împarte la... La 4. La 2. La 1. La 10. La 0. La 0, da. La 7 ori 8 ori 9. Nu știu numărul cât face. 7 ori 8 ori 9, ca să vă ajut. Că dacă făceam înmulțirea 7 ori 8 ori 9... Păi atunci uitați ce frumos. Tăiem 7 ori 8 ori 9 de acolo. Da? De unde? Tăiem de acolo. De acolo, din paranteză. Păi da, stai o secundă, că toată asta, tot numărul ăsta trebuie să împartă la asta. Poți să spun. Am o idee. 5 ori 6 ori 2, pentru că noi acolo avem 2 de 6 și 6 ori 2, 36, plus de 2 ori 7, 49, plus de 2 ori 8. Potolește-te și nu te mai aventuri așa după o idee și alegi fără să ai finalitate. Eu am o idee, ușoară și simplă. Facem 7 ori 8 ori 9 și după aia înlocuim tot ce ne dă acolo, 7 ori 8 ori 9. 7 ori 8 ori 9, 7 ori 8 ori 9 și aflăm numărul. Stai că pare a fi interesantă ideea ta. Tu zici să facem cât face 7 ori 8 ori 9. Da, și după aia înlocuim acolo. Aici ai văzut, 7 ori 8 ori 9 aici. Și în partea aia, și în partea aia. Și pe ăsta îl vezi aici din nou. Și pe acolo. Și pe aici 7 ori 8 ori 9, da? Da. Păi doamne, așa mi se pare interesant. Scoate, mă, fac că vă un mama lui. Dar să-l vadă data viitoare. Când văd 7 ori 8 ori 9 acolo, rezultatul poate iese mai ușor. De ce? Lasă să fac și chestia asta. Deci 7 ori 8 ori 9, care face cât 7 ori 8? 56 ori 9. 9 ori 6, 54. Da, 4 și 5. 4 și 5. 494. 9 ori 5, haideți să terminăm și emoția, 9 ori 5. 9 ori 5, 45. Da. Și cu 5, 45. 45, cu 5. 50. Stați. Păi, dar noi acolo... Da. 50. Gata. 6 ori 9, 54. 4 și 5, da? Da. 50. 5 ori 9, 45, cu 5. 50. 50, da? Deci e 504. Și acum zicem așa, echivalent cu? Echivalent cu 5 ori 6 ori 504 ori 504 plus 6 ori 504 6 ori 504 ori 10 6 ori 504 ori 10
plus 504 împărțit la 504. Totul de împărțit la 504. Și e din ce în ce mai ușor. Foarte. Echivalent cu? Echivalent cu 30. Este echivalent cu 30 ori 30. Plus 6 ori 5. 5.000. Deci face 30 astăzi. 30 ori 504. 60 ori 504. Dar nu toată lumea vorbește. Dar de ce 60 ori 504? Păi nu pot să zic 6. Păi de când n-aș fi mai ușor să fie 6 ori 5400? 40? Te încurci. E mai ușor. Nu. Pentru, dar eu să vezi de ce. Deocamdată zicem așa, 6 ori 10, 60. 60 ori 504. Așa, 504 plus 504. 504. Împărțit la 504. Totul de împărțit la 504. Și atunci este egal cu... Păi 30 ori 504 e egal cu... Da, vede. O facem? Ce părere ai, David? Că de ce am făcut noi toate chestia asta? Ca să ne încurcăm. Nu ca să ne încurcăm. Ca să aflăm rezultatul. Exact. Ce puteți face privind voi prima paranteză? Ia să vedem. Daria, nu asta este ideea. Dar am făcut 504-30. Daria, este o idee care nu trebuie să o îmbraci. Noi avem 3 de 504, 60 se împarte la 30 și acolo avem 3 de 504, adică 3 ori 504. Nu, Daria, ce putem face aici privind acești termeni 1, al 2-lea și al 3-lea, privindu-i? Zi, David. Facem 30 ori 60. 30 ori 60, de ce? E plus 30. De ce să facem 30 ori 60? Ce idee are? De ce să faci asta? Dar ce observă mai copii, mă? 504 este... Dar stați! Hai să facem așa. Ascultați-mă. Hai să facem așa. 504 înmulțit cu 30 plus 60 plus 1. Ce proprietate aveți voi, cunoscută în clasa 3-a de anul 3? 504 ori 30. Deci egal cu 504 ori 30, vorbește. 504 ori 30, 504 ori 60. Plus 504. Plus 504 ori 60. Ori 60. Plus 504, că e ori 1. Acolo 504. Te rog, privește-o acum cu ce o să-i dăm profesor în paranteză. Asta și poate. Facem 30 plus 60 pentru că e plus între ele. Nu, asta vreau să zic. 504 e comun, asta spuneți. Păi da! Păi da, ce? Păi da, ce? De ce nu spuneți? Domnul profesor, vreau 504 ori 3. Ori 3. Da. Atenție, copii. Uitați-vă sus. Mai copii. Nu vreți să vă repeziți? Și care cum să vă acoperiți pe celălalt? Exact. Dar n-aveți nici un pic dreptare să analizăm un pic și să vedeți ce vreau să vă transmit eu. Eu v-am spus așa. Atunci când aveți un număr înmulțit cu o adunare, este adevărată proprietatea aceea. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Da, deci ăsta de aici, de în față, se înmulțește cu fiecare din aceea, da? Cum, și egal, așa cum vedeți aici scris. Noi nu cumva avem asta scris? Nu asta de aici, din paranteză, este tocmai asta? Este desfășurat. Este desfășurat scris acum. Și acum noi facem varianta de aici. Va fi egal mai departe cu 504. Observăm că 504 este termen. Aici, și aici, și aici, și aici. Și îl dăm exact cu 4 mai 4. Acolo, scoate-mă factor adică 504 pe lângă. Adică mulțit cu... Ce mai rămâne? 30 plus 4. 991. Daria, hai să fii atentă. Când a spune 30... Ori 60, ori 60 este cu totul altceva. Corect. Ridică capul. 30... Facem 30... 91. Plus 1. Nu mă interesează numărul. Mă interesează... Nu că fac 91, Davide. Ci pe mine mă interesează să înțelegi că... Acest fenomen de scoatere în factor este foarte important. Da? Asta trebuie să reții, că după aceea că fac 91, asta e ca urmarea calculului care faci. Dar ca să ajungi la 91, vă rețineți ceea ce nu e semnificativ. Da. Da? Deci pe voi vă interesează că a făcut 30, 60, 90, 91. Exact. Dar pe mine mă interesează altceva. Că aici voi, și am fost foarte încântat, David, de șmecherea asta. Exact. Când tu ai zis,
fac 7 ori 8 ori 9, 7 ori 8 ori 9, 7 ori 8 ori 9, azi gata, înseamnă că te-ai prins și va merge o treabă formidabilă. De aceea, nu m-am grăbit să scoatem 7 ori 8 ori 9 factor comun. Și hai să facem numărul, să-l vedeți, 504, 504, 504, să vă vie mult mai ușor să sesizați că acesta fiind comun și la primul termen, și la al doilea, și la al treilea, înseamnă că, de fapt, am șansa să observ că pot să scriu pe 504 ca și cum ar fost înainte, nu? Distribuit celor trei termeni. Distribuit celor trei termeni. Și în felul ăsta apare 504 pe lângă, cum aș fi văzut, 30 plus 60 plus 1, împărțit la 504. Eu cred că s-a umplut ora. 50. Nu mai terminați și... Da. Egal mai departe. Ei, acum copii, vine 504 ori 91, cum spuneați, împărțit la 504. Ce părere aveți? Cum faceți? Păi 504 împărțit la 54. Deja asta e poanta care știu. Și avem 91. Deci rezultatul va fi 91. Ce mi se pare teribil de făcut fain ești. Adică să urmăriți copiii care n-ar fi ascultat de profund mai. S-ar fi apucat 5, 6, 7, 8, 9. Le iau un număr. Plus. 6, 7, 8, 9, 10, un alt număr. 7, 8, 9, un alt număr. La mulțirea aceea, riscul mare este să greșească, după care le aduna, ce rău îmi pare că nu m-am făcut să-l lăsați așa, și vă dădea un număr foarte mare, numărul acela împărțit la 589, și trebuia să vă dea rezultatul final 91. Câtă muncă este aici, și ce riscuri mari vă asumați ca să puteți face exercițiul ăsta. Și sigur îl greșeați. Așa că, mai vreau să vă spun așa. Să se arate că... Deci să se arate că numărul acesta, 5 ori 6 ori 7 ori 8 ori 9. 5 ori 6 ori 7 ori 8 ori 9. Se împarte la 2. Plus 6... Dar ea, nu mai comentăm așa, că nu știi ce vreau să spun eu. Numai că umpli timpul așa, fără 6 ori 7 ori 8 ori 9 ori 10 plus 7 ori 8 ori 9 să se arate că tot numărul ăsta se împarte la 91. Analizăm, privim la ieșitul dinainte, urmărim cu atenție, că nu degeaba v-am dat așa. Deci să se arate că numărul, același număr, deci 5 ori 6 ori 7 ori 8 ori 9, plus 6 ori 7 ori 8 ori 9 ori 10, plus 7 ori 8 ori 9, 7 ori 8 ori 9, se împarte totul la 91. Păi noi știm cum se împarte la 91. De unde știm? Pentru că noi am făcut calculul. Când am făcut calculul? Păi jos. Deci, să găsim rezultatul. Hai să găsim rezultatul. Mergem viața trecută, facem mai întâi 7 ori 8 ori 9. 7 ori 8 ori 9, că îl vezi comun, da? Da, pe toate. Deci, e cal mai departe cu 7 ori 8 ori 9, care face cât ai zis? 504. 504. Așa pot să-mi scrie domnul profesor. 504 ori. 7 ori 8 ori 9, 504 ori 30. Așa. Plus. Ori, s-ați scris 30 ori 504. 504. Iar 504 ori 60. Așa? Că de 6 ori 10. Plus 504. Așa. Toate astea se împartă totul la... 91. Echivalent.
Echivalent. Și echivalent 1 ori 504 egal, nu, 504 ori paranteză 30. Asta e, scoate pe, da? Încă o dată facem antrenamentul. 504 ori, ori. 504 ori. 30. 30 plus 60 plus 1. Da. Egal, se împartă, se împartă la 91. Echivalent. Echivalent. Cu 504. 504 ori 9, nu. Da. 504, 91. Noi luăm de acolo pe 91. 91 să se împartă la 91. Și luăm de acolo pe 91 și ne da 504. Da. Și rezultatul este egal cu 504. Copii, dacă ați urmărit, te găsiți, este extraordinar de frumos la copii.